Tate, doamnelor și domnilor, invitatul Cristinei Șinca în această seară este însuși Dan Diaconescu. Și acum să bată tobele. Da? Asta ar trebui să înceapă goarnele să sune, să bată tobele. E un moment istoric. Și fetele, să vină și fetele. Senzațional, da, putea spune momentul. Bună seara, Cătălin Striblea, bună seara, doamnelor și domnilor. Lângă mine și mă vor ajuta în a-l intervieva pe Dan Diaconescu sunt Marius Nițu, colegul meu, bună seara, bine ați venit, și Liliana Ruse, de asemenea jurnalist România TV, bună seara. Mulțumesc că amândurora, îi mulțumesc și lui Dan Diaconescu că a reușit să ajungă într-o finală aici. Și sunt din nou la RTV după 40 ceva de zile, în studioul RTV după 40 ceva de zile de absență. Vă facem o poză, vă dăm și înregistrarea. Ce doriți dumneavoastră? Astăzi v-am dat știri tot timpul ăsta din campanie. Ați făcut toate minunile din univers, noi le-am prezentat aici. Dar mi-ați lipsit acolo la Târgu Jiu și mi-ați lipsit. Pur și simplu, dintr-un motiv sau altul, nu ne-am mai văzut de 40 ceva de zile. Dar mai bine mai târziu decât niciodată. Avem mult timp înainte și astăzi ați fost la Palatul Cotroceni. Președintele Traian Băsescu, consultări în această dimineață. Iată, Dan Diaconescu a ajuns la Palatul Cotroceni ca invitat de această dată. Poate ați mai fost ca ziarist, că de-aia spuneam da, ca invitat, ca ziarist, ca și, dar am văzut, e adevărat, de la vreo 20 de metri distanță, scaunul pe care voi sta din decembrie 2014 încolo, poate chiar mai devreme, scaunul pe care astăzi a stat Traian Băsescu. Bun. Multe altele sunt, am văzut în diferite birouri. Acum mai schimba și scaunul la lor ține la infinit. Nu, am înțeles că au acolo niște cutume, mă rog, Crin Antonescu știe cel mai bine secretele Palatului Cotroceni cât a stat pe acolo, pasager. Dar a fost o experiență pentru mine astăzi traumatizantă, în sensul că eu acolo în Gorj și peste tot, între Gorj și București, am văzut afișele USL-ului. Dreptate până la capăt, dreptate până la capăt. Pe unde întorci privirea și acum mai sunt afișe, dreptate până la capăt. Ori eu mă așteptam că dreptatea e și asta cu azvârlirea lui Traian Băsescu în afara scenei politice, în afara istoriei. Când colo, coabitare, dar ce coabitare? Cam cum era, să spunem așa, Iliescu cu Văcăroiu. Cam așa e coabitarea între domnul Băsescu și cu domnul Ponta. Deci aveau acolo niște bezele, niște zâmbete, îi trădau fețele chiar și pe cei din ARD și pe cei din Forța Civică care stăteau undeva în dreapta mea. Mă uitam pe acolo ca ziarist, în primul rând, mă uitam la ei, făcuseră niște bisericuțe când eu am venit în sala Unirea, am venit pe la 10 fără 5, ei probabil că ajunseseră mai devreme și deja vorbeau între ei, făceau glumițe. Într-un final am asistat la acest spectacol în care totul era deja regizat, pus în scenă, mai lipseam noi, ceilalți figuranții. În sensul că ei probabil bătuseră palma miercuri seara. Regizat cu 50 de persoane, câte au fost, câte au fost invitate, cel puțin. Dar gândiți-vă că dacă dumneavoastră... Ce v-aștepta să fie acolo, de fapt, domnule? Că de imagine le-am văzut cu tot, cu sincer, tot, nu mai trebuie să ne povestiți. Nu știu dacă chiar ați văzut totul în detaliu. Ideea e că eu mă așteptam ca, în primul rând, are de Forța Civică, ceilalți UDMR, să propună niște guverne, chiar dacă formal, chiar dacă guvernele n-aveau șansă să propună, apoi mă așteptam ca frica și spaima asta a domnului Băsescu să nu fie chiar atât de mare. Eu l-am mai văzut pe Traian Băsescu speriat, dar nici cum s-a prezentat el în ultimele zile, și credeam că Traian Băsescu poate să încerce, măcar așa, de amorul artei pentru vechiul său orgoliu, să încerce să propună un alt guvern care poate că nu trecea și abia apoi, când legea îi mai dădea dreptul, cine să folosească șansa a doua. Pe cine să propună? Nu știu, avea o grămadă de variante. Eu nu zic că pe cineva de la PPDD, dar pur și simplu putea... Nu. Repet, putea să propună pe oricine altcineva. De ce să nu propună? Era dreptul lui. Păi trebuia dumneavoastră să vedeți ca jurnalist, nu ca un politic. Păi ce sens avea să se arunce într-o aventură fără niciun fel haideți de... Aveți foarte mare dreptate teoretic. Dar practic la ora asta, dacă UDMR intra alături de USL, PNL pleca. PNL pleca. Unde se face domnul Diaconescu? Din USL, așa au spus, că vor pleca. Strategii foarte importante. Vreau să vedem astăzi ce a declarat Victor Ponta, cum a văzut dânsul de ceea ce s-a întâmplat la Cotroceni. Dan Diaconescu a făcut pe durul la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, iar președintele i-a dat două de la liniștit. S-a amuzat primul ministru Victor Ponta într-o intervenție telefonică la România TV. Acum, pentru mine... Mi s-a părut mai mult decât haios să văd partide cu 5 reprezentanți, din care 2 erau parlamentari sau 3. M-am distrat, m-am amuzat extraordinar de tare când am văzut ce dur a fost domnul Diaconescu înăuntru, în sensul că n-a zis nimic, și președintele Popescu i-a dat așa două la liniștit.
Adică da, cum? Ori n-am zis nimic, ori mi-a dat două de mane și se contrazice din nou domnul Ponta, dar e bine că mă visează și noaptea, văd că a făcut. Cred că imediat o să pregătim și momentul, că este înregistrat, cred, în care să pentru decidem mine, dacă va da vos vreo pentru mine sau... e bine că se subliniază în acest fel faptul că noi suntem singura opoziție din România, așa cum suntem noi, mică, mare, bună, proastă, suntem singurii de fapt. Că lumea zice, uite ăștia de la PPD sunt liderii opoziției. Păi numai că suntem lideri dacă suntem și singuri în opoziție. Care lumea zice, domnule Iacorescu? Păi cum? Unde cine zice că sunteți liderii opoziției? Liderii opoziției suntem. Păi dacă suntem singuri în opoziție. Păi de ce are DEU la putere? Nu, are DEU nu prea nici la opoziție, nici la putere. Înțeleg că în acel protocol ascuns. Nu, au acel protocol făcut de coabitare semnat miercuri, înțeleg, doar de domnul Ponta și de domnul Băsescu, sau mă rog, de ARD, în care ei nici nu au voie să apară la televizor să certe pe domnul Ponta sau binefacerile acestui regim. Așa înțeleg eu. Eu sper acum, eu ca jurnalist, să fac rost de acest protocol, poate o să faceți dumneavoastră rost mai devreme, dar facem acum o paranteză. Dacă nu afla Bogdan Chiriac, DC News și România TV sau celelalte televiziuni de întâlnirea asta a lor secretă de miercurea trecută, credeți că am fi aflat vreodată vreunii? Ori asta trebuie să ne pună pe gânduri. Eu repet, poate că acolo n-au discutat decât despre whisky, despre jocuri de noroc sau altceva. Gestul contează, că i-au ascuns așa ceva de electoratul lor. Da. Asta e tot. Înțelegem, puteau să spună după domnul Ponta că acest protocol este între instituții, între președinție și Palatul Victoria sau instituția primului ministru. Da, dar nu mi se pare normal. Trebuia să spună la televizor. Să acolo, eu, președintele României, mă angajez că niciun reprezentant ARD nu este să te atace pe tine, Victor Ponta. Nu știu, o să vedem. Mai ales că a semnat documentul și un oficial european. Era și Caragheu să citească Barroso, cum nu o să aibă voie ca Rachel să-l atace. Dar ați văzut cum domnul Crin Antunescu a spus că știe ce e în document, dar că nu vă spune? Chiar și mi se pare un gest urât, așa, față de ziare. Nu mai vorbesc față. Nu, credeți-mă. Adică sunt niște mici gesturi care arată totuși ce se ascunde în spatele acestor lucruri. Acum revenim la Cotroceni. Dumneavoastră ați fost astăzi acolo la și la acum vreau să completez ceea ce a spus președintelui sau domnul Antonescu. Eu n-am știut. Fiți atent. Eu nu știu dacă ce casetă aveți de la Cotroceni. Eu am deschis discuția în primă fază, așa cum știu eu, mai cu zâmbetul pe buze, mai cu binișorul, astfel încât domnul Băsescu mi-a răspuns așa, zice, și apropo de întâlnirea aceea de taină noaptea, trebuie să știți că nu a fost noaptea, ci a fost la ora 20. Dom'le, dacă asta e explicație, dacă asta e scuza că e la 20 și nu e la 1 noaptea, perfect. Apoi am luat cuvântul și l-am întrebat pe domnul Băsescu când cu tuma asta mi se explicase că e o tradiție acolo și că trebuie să iei cuvântul doar când ești întrebat și domnul Băsescu ne-a și spus bine ați venit și acum veți vorbi în ordinea mandatelor pe care le-ați obținut. Și a dat cuvântul acestui tip, Victor Viorel Ponta. Și ăsta n-a vorbit nimic. Acestui tip? Era omul care reprezenta alianța cu cineva Dar Băsescu a zis despre un tip acolo. Traian Băsescu, gazda noastră, zisese la România TV, la OTV, peste tot, că tipul ăsta este un pisicuț, un plagiator, un mitoman, un autor de lovituri de stat și așa mai departe. Da? Domnule Diaconu, acum, brusc, întrebare directă. Nu înțeleg ceva. Ați vrut să vorbiți mai mult și n-ați putut sau pur și simplu n-ați acum vă explic. Domnul Ponta nu a vorbit deloc, s-a ridicat de lângă microfon și a mers cu o mapă la domn președinte. Au trecut a vorbit omul, a zis că ieri este propunerea primului de premier pentru am vorbit și eu, da? Cum ne veni rândul. La domnul Diaconescu, și dacă am toate partidele. Stai să vă spun, după ce s-a terminat roata asta printre partide, domnul Băsescu ne-a zis să aveți grijă cu migrația parlamentară, de parcă eu eram vinovat că nu e interzisă migrația asta parlamentară sau ei că n-au interzis-o de 15 ani încoace. Deci niște caragiozlucuri de acest gen, eu deschid din nou microfonul și zic, domnul președinte, să înțeleg că îl numiți deja pe domnul Ponta, că zalul s-a aruncat, adică ne chemați acolo pentru ce? Noi eu mă așteptam ca dânsul să răspundă acum ce părere aveți de guvernul Ponta, o să-l votați, nu o să-l votați, cum se face, nu? Și domnul Băsescu dădea să se ridice în timpul ăsta. Și eu zic că o să puneți pe domnul Ponta, la care el zice, auzi, Dane, uitați-vă că m-a arestat acum 2 ani. Deci mă duc și mă gândesc până la ora 12. Stați să vedeți. Mă duc să mă gândesc până la ora 12. Era 10 și 20. Păi, așa v-a zis, Dane? Da, așa v-a zis. Că s-a văzut. Nu știu dacă ați văzut sau nu. Eu vă s-a văzut pe registrare, da. Și eu rămân așa puțin perplex și vreau din nou să aprind un butonaș acolo să se facă roșu microfonul să pot vorbi. Să zic, domnule, dar eu am propus oameni că în stenograma pe care domnul Băsescu, nu, în rezumatul pe care domnul Băsescu l-a făcut, zice, prin urmare, în această zi s-a pronunțat aici doar numele Victor Ponta. Eu zisesem cu gurița mea numele Diana Voiculescu. Spusesem, noi am avea un guvern format de Diana, inițiat de Diana Voiculescu, dar având în vedere rezultatele obținute, probabil că acest guvern nu va trece. Deci am pronunțat un nume. Nu s-a dispus episodul în care Traian Băsescu v-a tăiat în timp microfonul întrebând după în ce calitate vorbiți. Da, nu s-ar, stați că ajung și la asta. Ce avem noi vreau să vă spun ce era mai important. Și când să-i zic domnului Băsescu să înțeleg că veți spune un pisicuț
când eu v-am adus oameni să puneți în fruntea guvernului, era o metaforă, atunci nu s-a mai auzit sistemul ăsta de sonorizare. Între timp mi-am dat seama că domnul Ponta plecase din sală, domnul Ponta stătea în stânga mea și când eu am început discuția asta cu domnul Băsescu, domnul Ponta deja plecase. Și Băsescu ce credeți că îmi zice? Să zici, Boda proste, că nu mă gândesc 5 zile. Avem caseta, vedem noi, chiar acum, să vedem imaginile dacă aveți și de la sunetul, Palatul Cotroceni, cu sunet, sperăm, da. Imediat. La ora 12 voi anunța decizia cu privire la desemnarea primului ministru. Înțelegem că ați luat deja decizia? Poftiți? Ați luat decizia nominalizării? Nu, reflectez. Păi da, de la ora 10:20 până la 12 mă duc în birou, Danes, stau singur și mă gândesc ce soluție să adopt, că altfel spuneam acum. Am înțeles, îl vezi numit pe domnul Ponta? Deci mă duc și reflectez. Zi, bă, dar proste că nu mi-am luat vreo 5 zile de reflexie. Ce a fost acolo este ceva, nu v-am mințit, da? Eu nu mint niciodată. A fost ceva incredibil. Pe mine, nu râdeți. Dacă îmi spuneți o minciună de-a mea, eu vă zic... Toată lumea mai minte ca să mai să nu mai să nu minți. Niciodată a fost mai minți. Vreți să vă zic niște minciuni ale adversarilor mei? Dar minciuni adevărate. Sunt multe, sunt convinsă că sunt. Traian Băsescu a spus asta primăvară că nu pune pe Ponta niciodată. Nu, omoriți emisiunea. Reveniți cumva tăia microfonul. Să mă întorc. Eu acum, ce vroiam? Așa cum mă știți pe mine, Dan Diaconescu. Vroiam să-i propun domnului Băsescu un digestiv, fiindcă înțelegeam că dânsul trebuia să ne anunțe numele premierului acolo în plen, de față cu noi. Așa era tradiția. Acum ziceți tradiția. Încă o dată pe aia cu porcul, să și... știți, după 3 zile s-a săturat toată lumea. Nu, asta era ideea. Toți au preluat-o după aceea. Și eu am spus, el a zis că, domnule, eu nu pot închiți un porc. El a zis că ăsta este un tip pe care nu o să-l mai pun a doua oară premier, că s-a fript odată. Cum să vii tu acum să-l pui tot pe el? De fapt și de drept, dumneavoastră vreți așa un pic de bâlci să iasă. Nu, adică să veniți cum o chema pe doamna pe care a spus prim-ministru, să cadă în Parlament și încă o așa... Dumneavoastră ați votat cu USL, presupun, nu? Nu. Mă rog, aveți dreptul să votați cu USL, ARD sau să nu votați, sau PPD. Sau cu dumneavoastră. Problema e că cei care au votat cu USL, cred eu, n-am apucat să vorbesc decât cu unul sau doi dintre ei, regretă acum acest lucru. De ce? Fiindcă ei au crezut că votând împotriva, votând USL, votează împotriva lui Băsescu. Asta deci din 5 milioane jumate ați vorbit cu 2 și ați decis că toată restul de 5 milioane, nu știu cât... Credeți că ceilalți vor aplauda faptul că ei coabitează cu Băsescu, da? Încă 2 ani de acolo. Dar că n-a început coabitarea dumneavoastră, sunteți totuși jurnalist cu experiență. A fost astăzi la Cotroceni coabitare. Și ce era? Desemnat pe Victor Ponta, dar de acum încolo începe războiul. Băsescu avea o grămadă de alte variante la dispoziție. Care? Dați-ne una. Să numească doi premieri, pe Muguri Sărescu sau Mihai Tănăsescu, unul cu soț, să dizolve, unul soț, cum să dizolve parlamentul, da? Deci putea să facă orice, este șeful statului, să putea, parlamentul ceea ce prevede. Vreau să vă pun alegeri întrebare anticipate, directă. Fiindcă oamenii știau că au votat USL și nu UDMR. Deci... Vreau să vă pun o întrebare directă. Dumneavoastră, ca opoziție, singura opoziție adevărată, probabil pregătiți un guvern din umbră. Eu, ca jurnalist, am o problemă și vă rog să mă înțelegeți. De exemplu, cum ați ales-o pe Simona Man, președintele partidului? Eu am căutat o jumătate de oră pe Google să văd dacă e scris cu 2 de N sau cu un N numele dânsei. Cum v-ați întâlnit prima oară cu ea? La Alice vă referiți, fiindcă Simona Man nu are niciun L, da? Încă o dată, o cunosc. N, 2 de N. A, la Simona Man? Da. Nu, e un singur N, normal. De unde se știe? Haideți să spun eu, pentru telespectator, Simona Man este președinta Partidului Poporului Iaconescu. Păi, vreau să vă întreb, vreau să vă întreb atât. Vreau să pun o întrebare, chiar am întrebat. Dar vreau să spun background-ul. De ce pui această întrebare? Pentru că toată lumea consideră pe Dan Diaconescu președinte când Simona Man este, de fapt, președinta partidului, aleasă la un congres, ne aducem aminte, la un moment dat, Dan Diaconescu, până în urmă cu câteva zile, nici măcar membru de partid nu era, până când a fost nevoit să se înscrie pentru a candida. Frumos. Te rog, mai și ce meserie are doamna Manca, n-am găsit? Dânsa este inginer, da? Absolventă de facultate, fără plagiat, fără nimic, un om din popor, care n-a făcut politică niciodată, este un simbol al membrilor PPDD. Că dumneavoastră m-a certat că de ce e în PPDD Monica Riții sau Solomon. Și eu v-am spus, sunt și asemenea oameni, dar 99,9% dintre ei sunt oameni ca Simona Man, ca Diana Voiculescu, ca Tudor Barbu, ca Liviu Neagu, și toți care au ajuns rudă cu mine. Un mareșal sau general? Sau... A fost o mare dispută. Cu... E bine să o invitați pe ea, să o întrebați pe ea de aici. Și eu zic să nu vorbiți de doamna Man, să trece peste. Din 68 de oameni, doamna Rudi,
introduse, atenție, guvernul din umbră, cum să nu vorbim în Parlament de 64 de oameni noi nouți. Corect. Procentul este uriaș de oameni noi. Dacă și USR și ARD ar fi făcut la fel, ar fi fost extraordinar. Dar știți că nou nu înseamnă neapărat invers. Bun, că n-am mai țepuit o dată la 2008. Nu înseamnă bun, dar ar însemna că trebuie să-i lăsăm și pe ei un pic să arate ceea ce ei pot. Păi asta vă cere acum guvernul Ponta, să-i lăsa și pe ei un pic să-și facă treaba și după aia îi criticați. Eu sper ca guvernul USR ăsta să nu fie guvernul adevărat, că e un guvern de coșmar, e un guvern de foști, de oameni care au mai fost, într-o proporție de 91%, toți au fost miniștri. Noi trăim într-o țară împreună cu Cristina Șenca, cu Iuliana Ruse, Marius Nițu, într-o țară care e pe ultimul loc în Europa, care a fost condusă de niște guvernanți. Păi dacă guvernanții ne-au dus pe ultimul loc, de ce îi lăsăm tot pe ei, frate? Să vă spun de ce ceva, nu locuim cu alții? Cei 64 de oameni pe care dumneavoastră îi considerați noi, nu sunt chiar așa noi. Că ați luat drept nou pe domnul Solomon, n-a mai fost în Parlament, dar nu, totuși... Sunt doar domnul Solomon este vechi considerat de dumneavoastră, doamna Riții, domnul Nețoiu și doamna Mincă. Sunt vechi în sensul dar există o legendă, spuneți-ne dacă puteți să ne spuneți că e adevărat, am auzit, chiar spunea Adrian Moraru de la IPP a povestit la noi, și anume că cu câteva ore înainte de închiderea listelor, v-ați trezit că vă lipsește un om. Și ați mers așa pe stradă și l-ați ales pe un domn. Pe stradă și a zis, vrei să candidezi la noi? Nu. Și omul a zis, da. Au apărut deja legende cu mine. Deci nu e adevărat? Nu, nu e chiar nu așa. Nu că mie mi s-ar fi păi foarte normal. În sensul că a intrat un domn, ați văzut în județul Timiș, un domn, un simplu șofer, un om care a spus, domne, nu numai că n-am dat niciun ban la PPDD, dar nici eu n-am avut niciun ban să-mi fac campanie. Și am câștigat. Și bravo lui. Un tip care vorbește de trei ori mai bine decât Ponta, un tip fără școală, dar un tip care ar conduce cu siguranță mai bine această țară. Vorbește mai bine decât Ponta ce? Adică limba română, economie, ce vorbești pe mine? Păi domnul Ponta susține că eu la ora asta sunt în Laponia și eu am fost și la Palatul Cotroceni. Nu a zis că sunteți în Laponia. Unde cum sunt? A zis la România TV mereu că sunt în Laponia, plecați că păi mai vin la vară. Păi dumneavoastră nu e adevărat. În ultima săptămână domnul Ponta a lansat următoarele mizerii. Că eu sunt în Laponia, că eu mi-am dat demisia din PPDD, că s-a dizolvat partidul, că tot grupul parlamentar s-a dus nu știu unde, că el nu are cu cine vorbi de la PPDD, că el nu știe cine e șeful partidului. Păi se intre pe site-ul partidului. Păi dacă niște că nu știa cine e șeful partidului. Ce l-a acuzat pe Ponta? Am intrat eu pe site-ul partidului, știți acum, unde scrie? Acum, sincer, la un partid care se cheamă PPDD, te-ai gândit că de președinte? Nu, logic. Dacă ai gândit că eu am intrat, nu vreau, vreau să spun ceva. Am intrat pe site-ul partidului, e foarte bun, poza dumneavoastră mare, acțiuni făcut cu mult mov. N-am găsit-o pe Simona Man, trebuie să cauți. Care nevoie de Simona Man? A trebuit să cereți, având în vedere că aici sunt două doamne, să cereți și celelalte partide să promoveze femeile așa cum noi facem. E foarte bine ca să data viitoare mai facem o emisiune, uite, și veniți și cu Simona Man, măcar așa o să vadă lumea cine este. Și vreau să vă mai spun ceva, lângă mine sunt chiar un milion și ceva de oameni, ați văzut câte voturi am luat? Oamenii sunt chiar oameni de diferite categorii sociale. În principal tineri, sunt 7-8% dintre ei cu studii superioare. Adică avem chiar niște recorduri foarte, foarte interesante la aceste categorii aici de vârstă. Aveți dreptate, dar nu v-a contrazis nimeni pe această temă. Nu, aici aveți dreptate. Și vreau să vă mai spun ceva. O să vedeți pe zi ce trece, că noi suntem cei care nu vrem prelungirea contractului cu OMV Austria. Contractul expiră în decembrie 2013 și o să vedeți pe ăștia de la USL și ARD cum o să ridice mâna pentru prelungire. Nu, acum sunteți în Parlament și o să faceți, o să vă audă lumea dacă vă mai crede cineva după scandalul Olchim, că mai vreți bine referii. Au ce bine, doamna Ruse, nu știu cum să vă mulțumesc, v-aș da un carnet de membru pe PPDD pentru această întrebare. Păi vă mulțumesc, de-abia așteptă să termine emisiunea, vă rog. Preferatul dumneavoastră a spus că deschide pe 15 decembrie Olchimul. Uite că e 17 decembrie, se fac 23 de ani de când au murit eroii de la Timișoara și domnul Ponta n-a mai deschis Olchimul. Dar eu acum vă întreb. Cine vă crede pe dumneavoastră că ridicați această chestiune după tot circul ăla care a fost Olchim? Mai crede de la cineva? Olchim, unde a luat PPDD cel mai mare scor din țară, ați aflat? Unde? În colegiul Olchim, zona din Râmnicu Vâlcea, unde trăiesc muncitorii de la Olchim. Și de-aia le mulțumesc. Păi, dar cine ar putea crede că eu nu am fost bine intenționat de vreme ce am cheltuit o grămadă de bani pentru cumpărarea Olchimului? Vă reamintesc că avem proces cu Olchimul anuale și o să recâștigăm și atunci o să-mi dați dreptate. La prezent... O întrebare scurtă de tot, vreau să aflu și eu informație. Ministrul dumneavoastră al economiei din partid, pregătit, crescut de mic, cam cine ar fi? Tudor Barbu era varianta noastră pentru Ministerul Tudor Barbu, ministrul economiei. Repet, Barbu este jurnalist. Zic că e bun și la internet. Nu, atenție. Nu, Sorin Ovidiu Bolan la internet. Deci, atenție. Pardon, iar noi am făcut formula de guvern pe 10 posturi, da? Nu pe 20. Păi ziceți cine și nouă. M-a făcut? Vreți să vă zic pe din afară? Nu, 2-3 ministere de 10 oameni, nu. Pentru postul de ministru de externe era Horia Mocanu, cetățeanul român-american. Da, da. Pentru Ministerul de Interne, știți, Ministerul Culturii Învățământului era Florin Condurățeanu, deci 10 oameni care n-au făcut politică în viața lor, noi nouți, complet, cu Diana Voiculescu în frunte, da?
separat de acești oameni, nu structura guvernului era importantă în opinia noastră, ci acea companie de administrat averile țării, o companie care să reunească ceea ce a mai rămas bun în țara asta și să recumpere sau răscumpere ceea ce ni s-a furat de 23 de ani încoace, de la flotă până la poștă și la telecom. S-a terminat campania. Fără cu Drățeanu, educație, învățământ. Educație și cultură. Toate, nu, în timp ce ei divid ministere în 3-4, noi închegam 3-4 ministere la un loc. Credeți-mă, o să-mi da, știți, doamna Ruse, când o să intrați dumneavoastră în PPDD? Nici vă spune, de acum niciodată. Nu, ascultați-mă. În momentul în care Radu Popa, care e liderul nostru de la Camera Deputaților, și el un tânăr ziarist, va supune plenului sau în comisie unde va apuca următorul proiect legislativ. Radu Popa va spune așa: în numele celor 68 de parlamentari pe PPD, propunem ca începând de astăzi migrația parlamentară să fie interzisă. Și o să vedeți cum tot USL-ul și tot ARD-ul va vota împotrivă. Și atunci Liliana Ruse va zice: bă, s-ar putea ca Diaconescu ăsta nenorocitul să fie avut dreptate. A doua zi, sigur o să zic așa, că s-ar Tudor putea. Barbu, sigur o să a doua zi Tudor Barbu sau alt coleg va spune: propune ca parlamentarii să nu mai aibă imunitate. Haideți, până ajungem. Și va opune. S-a terminat campania, mandatul parlamentar nu e imperativ, concrete. Nu mai susțineți că nu merge. V-a sunat Traian Băsescu în această perioadă? Nu, nu. Și asta arată încă o dată, știți, eu am avut o problemă. Păi nu, vorbim, vorbim de negocieri, da? S-a negociat în această perioadă. Toată lumea spunea, Traian Băsescu a încercat să facă un guvern, nu știu, l-ar fi sunat pe nu știu care, din PSD, nu a confirmat nimeni și așa mai departe. Dumneavoastră era cealaltă parte, era ARD plus PPDD. E cea mai bună întrebare care mi s-a pus vreodată. Ponta m-a acuzat de 2 ani de zile că eu sunt omul Băsescu. Pe cine a sunat Băsescu miercuri noaptea să se întâlnească în secret? Pe Ponta sau pe mine? Pe Ponta. Am înțeles varianta asta. După alegeri, pe mine nici după alegeri nu m-a sunat. Păi dumneavoastră cât parlamentar aveți față de USL? 68. Și USL cât are? 400 și, dar nu cred. Încă o dată, dumneavoastră credeți că Băsescu l-a sunat pe Ponta că a avut 400 de parlamentari? Da. Altcineva? Nu v-a mai sunat nimeni? N-a încercat nimeni să negocieze o majoritate cu dumneavoastră? Nu știu, poate de la USR, poate de la RD. Nimic cu mine. Au încercat să mă cumpere cei din UNPR acum 2 ani. Au încercat cei din PDL să cumpere partidul. Au încercat apoi cei din USL să negocieri, nu vorbim de cumpărat. E negociere parlamentară. Cine face majoritatea? La UNPR ați fost dumneavoastră singur și nesilit de numele la congres. La un congres al lor. Păi și dacă vă invită. Am fost și la PSD, să știți, am fost la PSD la un congres, am fost la PNC la un congres. Aduceți ca românul imparțial, da. Bun, am fost peste tot ca invitat, de ce să nu mă duc? Dar una e să mi se spună că eu fac alianță cu UNPR, că eu voi fi șeful UNPR, mai țineți minte? UNPR unde e? În USL. Mi s-a spus că eu mă aliez cu PDL-ul, că sunt mână în mână, că facem, nu știu, se chema Mișcarea Populară. Cine e cu PDL-ul? USL-ul a făcut pact de coabitare, nu eu. Mi s-a spus că sunt omul Băsescu. Păi Băsescu îl puse de două ori prim-ministru pe Ponta și pe mine o dată la pușcărie. Cine e omul lui Băsescu? Da, dar din toată lumea de acolo, de 50 de oameni, nu i-a zis lui Ponta Victore, lui Blaga Vasile, dumneavoastră v-a zis Dane. Asta e situația. Recunosc, dar asta nu înseamnă că eu am vorbit vreodată cu Băsescu de când el m-a arestat. Niciodată. Când a venit la mine în emisiune, staful lui a vorbit cu staful meu. Eu niciodată n-am vorbit direct cu domnia sa. Ați vorbit fiindcă, în emisiune. Fiindcă există un singur cetățean care vrea cu adevărat să dea jos pe Băsescu de la putere. Acesta se numește Dan Diaconescu. Diaconescu, cât vezi râd, dar cum se dă jos? Ce să ziceți dumneavoastră, doamna Ruse? Dar cum se dă jos? Era o urmează, vreau să zic neapărat și întrerupă toată lumea. Cum vă simțiți când vreți să dați jos pe omul care v-a ajutat să plasați premii în emisiune? Că a fost emisiunea aceea, vă invidiez, a fost epocală. Președintele era într-o emisiune unde se dădeau premii. Emisiuni în care veneau și Victor Ponta, dacă țineți minte, și Crin Antonescu și nu, dar ca idee. Și în care a venit și Băsescu, era președintele țării și numai că el trebuia să dea premiul cel mare. Unde e normal, da. Deranjul, tot nu înțeleg. Dar nu era să dea Ponta premiul, Ponta era doar Luda lui Gabriel Oprea și a lui George Mare. Vă dovedim, sau telespectatorilor, cât de, nu știu, poate familiar era cu președinte, chiar și în emisiune. Victor Ponta v-a bătut acolo la corzi, asta e viața. Aveți imagine de la Cotroceni, puteți să faceți un stop cadru pe masa unde stătea domnul Ponta? Ați văzut cine era în stânga domnului Ponta? Sau în dreapta, cum te uitai la el? Domnul Oprea, cine era? Oprea Gabriel. Deci, știi cine e Gabriel? Cine e Gabriel? Este omul de încredere al lui Traian Băsescu. Cel mai de încredere. A condus, în omul opinia PSD-ului, de încredere al lui Traian Băsescu, Băsescu a votat în vară și a sprijinit suspendarea lui Băsescu. Da, cum da, vine da. Asta? Dar PSD-ul a susținut ani de zile la rând susținut că acest căderea Oprea guvernului Mihai Răzvan Ungureanu. Conduce sistemul mafiot al lui Băsescu. Păi dacă este. Oprea s-a... Da, Traian Băsescu care a susținut că Oprea conduce sistemul mafiot al PSD-ului cum e. Dar dacă venea Oprea la PPD era rău, nu? Așa este.
În opinia mea, Oprea ar trebui să plece cu totul din politică pentru cum a jucat. Fii sinceră măcar la această întrebare. Adică măcar, sunt foarte sinceră. Dacă m-ați auzit că m-am întâlnit eu noaptea în secret, miercuri, cu Băsescu, ce-ați zis? Nu mi s-a fi părut nimic. Înțeleg că e extraordinar că s-a întâlnit Ponta cu Băsescu și cu Crin și cu Dragnea. Păi nu, deci n-am nicio problemă că s-au întâlnit. Problema e într-adevăr că au ascuns lucrul ăsta. Asta e singura problemă aici. De ce am cerut eu astăzi? Eu, Partidul Poporului a cerut oficial, dacă ați văzut comunicatul, demisia lui Traian Băsescu. De ce n-a, asta e altă problemă. De ce n-a cerut-o la Cotroceni? O cereți acum seara la OTV, scrie mare. PPDD cere demisia lui Traian Băsescu, jos scrie. Dacă sunteți înzăpeziți, dați SMS la nu știu unde. Așa e, încercăm să-i ajutăm. Știți că la ora asta sunt oameni înzăpeziți în Botoșani? Așa e, dar ocupați-vă de asta, voi cereți sus demisia lui ceilalți. Cereți demisia, sus îi cereți demisia lui Băsescu, jos să-i ajutați pe oameni. Deci din două direcții ajutați, practic. De ce mi-a cerut-o la Cotroceni, domnul? Dumneavoastră vi se pare normal? Dumneavoastră știți când domnul Băsescu acum câteva luni a spus așa, că acest Liviu Dragnea este un penal care a fraudat alegerile și are multe probleme la dosar? A zis, da? Nu mi-am dat de Liviu Dragnea specific, dar vorbim de probleme la referendum. A zis chiar de Liviu Dragnea. Așa. Și a fost chemat Liviu Dragnea la DNA a doua zi. De ce s-a întâlnit cu Liviu Dragnea, care e penal, domnul Băsescu, care e un om știți atât de cinstit? Știți ce vreau să vă întreb? Stați că până la capăt. V-a sunat sau nu Traian Băsescu în perioada asta? Nu m-a sunat și nici v-a sunat vreun reprezentant PDL să negociați? Nu, vreun reprezentant ARD? Aici colo parlamentari din alte grupuri parlamentare care doresc probabil să vină către noi la un moment dat. Mulți vin către dumneavoastră? Nu. Câțiva în acest moment. Pleacă mulți, știți, ați văzut, Dan Diaconescu. Cei excluși probabil de domnul Ponta din PSD vor ajunge la noi, dacă vom fi și noi de acord. Poate câțiva oameni din zona ARD-ului. Important pentru noi este să strângem acele semnături necesare pentru moțiuni, fiindcă aici e o problemă. Va trebui să strângem semnături probabil și de la ARD și UDMR ca să depunem și noi o moțiune cum legea ne dă dreptul, când va fi necesar. Asta e problema noastră în acest moment. Încercăm să coagulăm opoziția, dar nu în orice fel. Fiindcă ar fi curmea vrem, să luăm cu Vasile Baga. Să reamintim telespectatorilor că erați familiar cu Traian Băsescu chiar și în emisiune. Acum am scos ani, da. Câteva... Îmi permis să spun că l-am ajutat pe Traian Băsescu vară, să ajungă la putere. La referendum. Înainte de referendum. Unde suspendarea? Da, să puneți și cât de familiar eram cu Crin Antunescu. Am fost mult mai drăguț cu domnul Crin decât cu domnul Băsescu. Ne interesează cu Traian Băsescu că despre el vorbeam astăzi. Aici sunt imagine, luăm publicitate și revenim. Chiar acum. Ediție specială la România TV, doamnelor și domnilor, Dan Diaconescu, invitatul nostru special, și vă spuneam că spuneați că nu sunteți prieten așa cu Traian Băsescu, doar o parte din o emisiune, dar dumneavoastră Traian Băsescu a fost atunci când a fost înainte de referendum, ca și alți lideri politici, nu spunem doar de el. Dar noi vedem cum s-a desfășurat atunci discuția cu Traian Băsescu. Domnul Diaconescu, eu știu că funcția de președinte al României e o funcție temporară. O deții cât o deții și ori când îți termin mandatul, ori înainte de terminarea mandatului, ai plecat. Eu am meserie, spre deosebire de mulți alți politicieni. Eu știu ce să fac să trăiesc și dacă plec din politică. Am o meserie bună. Nu știu ce faceți dumneavoastră dacă nu mai sunteți ziarist. Președinte de țară. Voilà. Dacă toți nu știți să faceți nimic, vă faceți președinte. Vreau să știți ce ați putea face după aceea, dacă vă suspend la referendum. Vă pot face ziarist. E, vedeți? Da, dar am zis și alte lucruri. Am spus că nu l-aș lăsa să-mi conducă iahtul meu, pe marinarul Traian Băsescu. Vă întoarceți la iaht acum? Atacuri dure și din partea domniei sale și din partea... Nu, eu nu mă întorc, fiindcă acum chiar mi-am dat seama de tot răul făcut de clasa politică actuală împotriva poporului român. Vreau să realizați că Ponta a băgat 588 de oameni în Parlament în loc de 300 cât a vrut poporul. El a făcut legea asta electorală. Cum a făcut-o el, domnul Diaconescu? Dar cine a făcut-o? Eu? Eu sau dumneavoastră? Păi nu, nu era la putere Ponta atunci când a făcut-o. A făcut-o PSD-ul cu PNL-ul. Cine a organizat alegerile din 9 decembrie? Păi și ce vreți să facă? A încercat să modifice legea și adoptate înainte. Dar ce a făcut Curtea Constituțională și este foarte bine că nu se poate. Bun, de ce a făcut 22 de ministere în loc de 10? Sau de câte erau înainte? Omul a zis că nu, să-l vedem. A zis că nu o să aibă cheltuieli suplimentare la varianta. De ce s-a întâlnit cu DMR înainte de alegeri? Poți să pun și întrebare că deja jumătate de oră am stat și acest dialog fascinant. Câteva minute, eu doar vreau să George Becali. În Parlamentul României, la ora actuală, e vreun personaj politic cu care puteți cât de cât colabora dumneavoastră și partidul dumneavoastră? Vă referiți la ceilalți din celelalte grupuri parlamentare? Bineînțeles. Da, evident că da. În primul rând sunt noi intrați în Parlament, pe listele USR sau ARD. Da?
dați-ne și nouă un nume, să știu și eu, o știre, un om cu care Dan Diaconescu ar putea colabora din punctul domniei sale de vedere. Sunt o grămadă de oameni acolo. Repet, nu pot da nume, dar luați-o ca atare. Toți care au intrat acum în Parlament și n-au mai fost până la acest moment, sunt bineveniți în grupul nostru parlamentar. Toți oamenii care nu au făcut colaborare, nu racolare, domnul Diaconescu. Nu racolare, nu. Eu repet, o să vedeți că pe zi ce trece, domnul Ponta va face gafă după gafă, el nu se va putea ascunde la infinit, zicând că Olchimul l-am falimentat eu. Fiindcă Olchimul a fost închis pe 22 august de el și nu de mine. Și încă o dată, cineva va trebui să dea socoteală pentru cele 1300 de întreprinderi închise în țara asta. De la ARD e cineva cu care v-ați putea înțelege la un moment dat? Da, da, sunt câțiva noi intrați și pe listele lor. Mai ales pe listele Forței Civice. Păi sunt patru iși acolo, mari și lați. Sunt câțiva, repet, n-am spus că sunt foarte mulți. Tu mereu vă place? Important e că, sincer, nu. A guvernat țara, nu-mi plac cei care au guvernat, fiindcă țara noastră e pe ultimul loc în Europa. Dacă da, din toți ăștia, toți domnii care au și doamnele care au fost azi la Cotroceni, din ce ați văzut pe acolo, cine v-a impresionat așa relația cu Traian Băsescu? Trebuie să fii jucător ca să vorbești cu Traian Băsescu. A fost cineva care v-a impresionat, cineva care, uite... Nu v-am spus că toți erau morcoviți, toți se uitau doar în jos, toți îl ascultau pe Traian Băsescu, erau zmirnă, zmirnă. Ăștia din USL care zic că Băsescu e răul, e cancerul României, erau toți cu capul plecat. Nu uitați, domnule... Ăștia din USL erau domnul trei oameni reprezentați acolo. Patru oameni erau. Victor, bun. Dar oamenii ăștia, mai țineți minte că au făcut un referendum ca să-l scoată pe Băsescu din politică? Păi unde e referendumul, doamna Ruse? Păi unde e rezultatul? Păi ce ei întrebați-o pe mine, n-a vrut curtea, asta a fost viața. Păi nu curtea. De ce acum coabitează cu Băsescu dacă la referendum a votat? Ce puteau să facă practic la această întâlnire, astăzi, să-l ia cu Huo? Ca mine să spun așa domnului Băsescu. Domnul Băsescu, astăzi noi grupul USL, vă cerem demisia. Păi dumneavoastră nu ești cum ca dumneavoastră, că nu ești cerut-o. Păi da, ei aveau 66%. Eu urma să-i cer dacă auzeam că îl propune pe domnul Ponta. Păi și tot puțin aveați din Parlament. S-a ridicat de pe scaun când eu îl întrebam dacă îl propune sau nu pe Ponta, a zis că se mai gândește. Și să zic, bă, dar proste că nu se gândește mult. Nu să nu vă dați seama cine conduce țara asta? Unul Băsescu, care de 22 de ani e cumva în structurile statului și are o avere uriașă și nu știu din ce salariu are. Unul Ponta, unul Crin, care nu s-a trezit astăzi să vină măcar la consultări. E adevărat, a fost 10 dimineața, dar nu s-a trezit. Ăștia sunt oamenii și apar acum niște ministere, au zis Ministerul Marilor Proiecte. Păi nu, a zis că nu se cheamă așa, a spus că se cheamă pentru proiecte în infrastructură. Și înțeleg că au ales un proiect din cele ale PPDD-ului, hidrocentrala la Tarnița. Foarte bine că au făcut asta, dar de ce nu au făcut hidrocentrala în ultimii 23 de ani? O întrebare personală, foarte scurt. Ce faceți cu apartamentul din Gorj? Că îl vând. Îl vindeți? Îl vând. Îl vindeți în pierdere? Eu sper ca domnul Ponta să renunțe la mandatul său de parlamentar, să demisioneze, poate nu și acum. Și să intrați dumneavoastră să se facă alegeri din nou. Să se refacă alegerile în Târgu Jiu, să fie alegeri corecte. Domnul Ponta, păi și devreme, cumpărați iar după aia? Domnul Ponta are un tupeu extraordinar. Mai devreme m-a acuzat pe un alt post TV că eu am făcut cea mai murdară campanie din ultimii 23 de ani. Păi el împreună cu poliția locală plăteau oamenii la intrările în secție de vot, tăiau bannerele mele. Poliția dădea bani la oameni câte 10 milioane de lei doar să cum vă era cu oamenii foarte bun și la infiltrați în interiorul PPDD-ului în Parlament, spunea George Becali, tot vorbea de astfel de lucru, câțiva sunt acolo, probabil vor trece în alte părți. Acum, patentul există aici, trebuie să spunem, că poate de aici se inspiră și domnul Becali, oameni care se duc în alt partid în Parlament, în câteva zile își dau demisia și se duc înapoi, nu știu, poate la alte partide. Obligat pe ai noștri să semneze niște hârtii. Pot să-mi spuneți că hârtiile nu au valoare. Care nu are valoare în instanță. Bun, dar USL și ARD n-au obligat nici măcar atât. Ori credeți-mă, gestul contează în asemenea operațiuni. Măcar am încercat. Dacă noi n-am avut nicio putere să interzicem migrația parlamentară, măcar încercăm așa de pe margini. Dacă noi n-avem nicio putere să creăm locuri de muncă, în timp ce Ponta și cu Băsescu închid locurile de muncă, încercăm să creăm noi așa câte un loc, ultimele câte două, secunde, câte șapte locuri de muncă. O să vedeți și o să recunoască și Liliana Ruse și o dată cu ea foarte mulți useliști că în țara asta doar pe PDD-ul a vrut înlăturarea lui Băsescu de la putere și doar pe PDD-ul va și reuși acest lucru. Sunt 200 de locuri de muncă noi în Parlament și sunt trebuie să ne oprim. Asta le-a creat, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, domnule Diaconescu, veniți cu doamna Man. O cunoaștem și noi să înțeleagă toată lumea, chiar și Traian Băsescu, că nu sunteți președintele Partidului Poporului Dan Diaconescu, vă dați și demisia, nu? Sunt Dan Diaconescu din Caracal și atât, un om care încearcă Dan Diaconescu din Caracal. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți cu România TV, doamnelor și domnilor, în câteva momente cele mai importante știri ale zilei.